Slăvit să fie Domnul! Domnul să vă binecuvinteze! Mă bucur mult să mă aflu în locașul acesta unde pot să-L slăvim și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că sunt venit din Ucraina, nu am fugit de război, nu am fugit de pandemie, am venit aici ca să mă bucur cu Domnul. Aleluia. Și vreau să vă spun că mă bucur că văd atâtea suflete care încă îl urmează pe Dumnezeu. Spuneau frații noștri în Ucraina că pe vremuri grele, când îi duceau pe frații în Siberia și nu le dădea 10-15 ani, unii primeau 25 de ani, nu-și mai vedeau familie, nu-și mai vedeau copii, dar erau gata pentru Dumnezeu. Și povesteau frații că undeva se adunau foarte mulți între, în apropierea graniței Belorusiei, Ucraina cu Belorusia. Și au zis ei, îi ducem în Siberia, îi ducem încolo și tot una ei și mai mult, și mai mult. Hai să le spunem că nu există Dumnezeu. Și poate o să-i convingem și atunci nu se vor aduna. Și au aflat ei, au cercetat și au văzut că acolo era o soră care Domnul vorbea cu da și amin. Și nu prea îi puteau prinde. Și atunci s-au apropiat de această soră și au început să o convingă că nu există Dumnezeu. Era după anii 61, când deja spuneau ei că a fost omul în cosmos și a început să-i spună la sora aceasta că noi am cercetat galaxiile, a fost în cosmos. Sora spunea că nu știu cu ce se mănâncă aceasta. Și uite că nu l-au găsit acolo pe Dumnezeu. Și atunci sora a zis, dacă voi sunteți așa de înțelepți, am și eu o întrebare. Dacă pot să ne spuneți, de ce la bărbați crezi cum sunteți sub nas și la femei nu? Ei n-au fost pregătiți de întrebarea aceasta și nu puteau să spună că așa a creat Dumnezeu pe om. Și atunci sora le-a spus, dacă voi nu știți ce se face sub nasul vostru, cum știți ce se face acolo în cosmos? Dumnezeu să ne binecuvinteze, noi știm de ce am venit în locul acesta. Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem. El este acela în veci, neschimbat. Și dacă suntem aici veniți la rugăciune, am vrea nu altceva decât Dumnezeu să ne asculte rugăciunea noastră. Dumnezeu să se îndure că suntem păcătoși, să ne ierte păcatele noastre. Dumnezeu să se îndure de noi și să se apropie mai mult, să ne ținem vremurile acestea, să fim gata oricând ca să-L putem vedea cu ochii noștri. După război a rămas o fetiță fără tată, din pricina că tata a plecat în România, nu s-a mai întors. Ei era frică că dacă se întoarce, rușii îl vor prigoni. Fetița aceasta a crescut mare. A plecat în Siberia pentru că era orfană și acolo a găsit ceva de lucru. Era foarte greu de lucru în Bucovina. Acolo în Siberia s-a căsătorit cu un bărbat care era dintr-o familie de 18 copii. Ei locuiau lângă un oraș și spuneau că doar putea să treacă doar iarna când era minus 40-50, când înghețau un râu foarte rapid, puteau să treacă în oraș. Și din povestea care o știu, odată când au trecut râul, se țineau toată familia de mână și din 18 copii au mai rămas doar 5. S-a rupt ceilalți de la mâna celui copil care s-a căsătorit cu această fetiță despre care vă spun. Pentru că era româncă acolo și era viața foarte grea, s-a întors apoi în granițele cu România, Bucovina. N-a știut că a rămas însărcinată. Și când a aflat lucrul acesta,
neavând casă, fiind orfană, neavând pe nimeni, toată lumea îi spunea să facă un avort. În sfârșit s-a hotărât să nu facă acest avort. A luat-o o femeie care era și ea fără bărbat și a primit-o într-o cameră foarte mică și acolo împreună a putut să nască un copil. Și acest copil acum vrea să cânte o cântare. Și spune cântarea aceasta că n-am venit în lumea aceasta, eu cu voia mea, ce am venit, că a fost voia ta. Și vreau să vă spun că de câte ori cânt această cântare, când mai este o strofă care spune n-am venit pe lume eu cu voia mea, nici nu voi pleca, nu voi pleca cu voia mea, ci când tu mă vei chema. Dar aștept eu ziua când mă vei chema, ziua cea măreață. Dumnezeu să ne ajute să fim tari în credință și să așteptăm aceea zi. Amin. Vreau să vă spun că dacă pot să-i mulțumesc fratelui Marcel care ne-a invitat să ne bucurăm aici. Mai este cineva care vreau să-i mulțumesc și mulțumită lui eu sunt în locul acesta. Este Domnul Iisus Hristos. În anul 2018 mi-au găsit doctorii în coloana mea un cancer și au spus că nu se poate opera în Ucraina. Chiar dacă mă gândeam, am fost și cu frații Ionid acolo, o clinică puternică, germano-elvețiană, la un frate de la noi, i-a tăiat un picior și l-a scurtat, l-a făcut la fel cu celălalt și mă gândeam că ei sunt specialiști și mă gândeam că mă voi putea acolo opera și ei, după ce m-au controlat, au zis că, cu părere de rău, noi facem multe operații, vin și prin America, dar nu putem face la coloană ceea ce ai tu în mijlocul, în mădură și mai ales exact unde este cel mai periculos. Și a spus că acolo nu se poate băga nimeni ca să facă așa o operație. Și ei se mirau de mine, de cum eu sunt pe picioare. Și mă rog Domnului pentru ca să-mi dea o melodie frumoasă la cântarea aceasta, la mărturie aceasta. Vreau să vă spun că eram descurajat înainte de a afla operația aceasta. Nu mai aveam bucurie pe pământul acesta. Când mă luau durerile, când venea seara, mi se părea că este un iad pe pământ. Mi se părea noapte, ani de zile. De pe așteptam să vină dimineața, era parcă mai ușor ziua. Tot mă dureau. Nu mă durea coloana, că nu știam că acolo este. Dar vreau să vă spun că mai înainte de aceasta mi-a vorbit Dumnezeu un Laura tot în România și a spus că pregătește-te că vin zile grele și trebuie să fii tare. Și chiar așa mi-a fost cuvântul. Nu acum, dar peste vreo 2-3 ani. Și mă rugam, Doamne, am mai trecut prin viață, prin necazuri. Dar poate faci ca să nu mai vină și acest necaz peste mine. Și totuși Dumnezeu m-a îngăduit. Și atunci când am îngăduit, mă gândeam, Doamne, dar totuși de ce? De ce ai vrut să faci lucrul acesta cu mine? Și mă rugam și spuneam, Doamne, dar Tu poți să mă vindeci. Și așa a fost voia lui Dumnezeu. A găsit soția de lucru în Germania și, ca de obicei, soția mea nu prea vrea să... Nu că nu vrea, nu se simte bine, îi place acasă și acasă. Și mă gândeam, oare să pot să vină ea cu mine în Germania și... Slavă Domnului că Dumnezeu ne-a pregătit un ajutor potrivit. Și a venit cu mine, a intrat acolo la lucru. Și eu trebuia pe asigurarea ei ca să mă duc să fac din nou un control la doctor, să vedem ce spun ei. Și vreau să vă spun că a mers să mă scape pe mine și a căzut ea în spital cu hernie de disc. Am trecut și acest necaz. După aia, după multe controle, am ajuns să mă duc la chirurgul care trebuia să-mi spună despre operația aceasta. O face sau nu o face? Să se uite, să verifice.
Și mi-era greu în Germania, dar mulțumită Domnului Iisus care a fost pe cruce. Mi-a dat atâția frați acolo care au putut să vină să mă ajute, fără bani. Și vreau să vă spun că am avut doi traducători, unul în engleză și altul în limba germană. Pentru că la germană a spus, dacă nu știu eu termenii medicali, să el cunoaște în engleză. Și vreau să vă spun că când am ajuns la ușa acelui chirurg, el a spus, voi traducători rămâneți aici, că eu voi vorbi cu el în limba rusă. Și vreau să vă spun că cunoștea acest doctor în limba rusă și după ce s-a uitat, a spus așa, eu mă apuc să fac această operație, dar tu trebuie să semnezi. Pentru că în cel mai bun caz, în cel mai bun asta, tu o să rămâi într-un cărucior. Pentru că eu intru în mijlocul coloanei, unde sunt toți nervii. Și acolo, dacă eu voi intra și voi curăța acest cancer, tu ai să fii ca o legumă. Nu ai să ai simțuri. Și îmi era greu, m-am hotărât la această operație și vreau să vă spun că după operație mi-au spus ei că în timpul operației eu m-am ridicat în picioare și au spus acesta este un semn bun, au zis ei. Dar vreau să vă spun că a treia zi am început să... mi-am spus lor că eu vreau să mă deconectați de la toate acestea. Eram conectat cu toate felurile și mâncare și de tot. Și am spus că eu mă simt bine. Ei s-au mirat, au spus da, da, dacă te simți bine, au venit mulți toți acolo din toate furtunile cele. Și eu am spus că vreau să vă spun că nu numai atât, dar eu vreau să mă duc acasă. Ei căutau să-mi spună mie că tu ești încă nu simți, nu ai simțuri, pentru că tu ești în morfină și tu nu știi ce vorbești. Nu, eu am spus că eu mă simt bine, eu pot să umblu. Atunci, a cincea zi, ei au dus o specialistă care stătea lângă mine și au spus, da, poți să umbli. Am spus, da, ea se uita așa, stătea lângă mine să nu cad jos, eu umblam. Și ea a spus, da, poți să urci aici sus, pe scările astea. Și eu am spus că da, poți să urci, dar ea a spus, da, încet, încet. Și vreau să vă spun că știam atunci, pas cu pas, când urcam, știam că nu este meritul meu. Știam că a urcat Domnul Iisus la cruce. Și din pricina aceasta, eu pot să fiu vindecat prin jertfa Lui, care El a promis că va ierta nu numai păcatele, ci și blestemile și boalele. Și vreau a doua cântare, care o vom cânta-o cu Ionit. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute, să ne asculte în rugăciunile care noi le facem către El și să se îndure de noi, cei care suntem păcătoși, cei pământeni, și Dumnezeu să îndure de noi.